Artemiza mi-a dat un nume de ajutor, l-a introdus pe colegul ei, Tudor Marte Voropenția, așa, care o să ne spună ceva despre mutirea domeniului medical. Și să știți că și eu m-am lămurit foarte bine din material pe care l-a trimis pe publicare pe site-ul nostru. Este o diferență între medirea din praxis și medirea din domeniul medical. Te rog. Bună ziua, rezistat că cu stoicismul până acum. Doresc aici să prezint un concept, dar în primul rând aș dori să prezint o echipă pe care o reprezint, echipa CME Medical, prin care am venit în întâmpinarea tuturor celor spuse anterior, de vorbitorii mei, pentru că încercăm să rezolvăm aceste probleme din domeniul medical exact așa cum ar trebui, din house. Nu ar trebui să depășească spațiul clinicilor sau spitalelor, nu ar trebui să ajungă în media. Trebuie să ne gândim la faptul că nu numai medicii sunt cei puși la zid, dar ar trebui să vă gândiți că și pacienții la rândul lor sunt puși tocmai ca o paranteză, dacă vă aduceți aminte în acel banc cu doctorul Ciomu. Nu este prezent numai doctorul Ciomu, dar și pacientul care i s-a retezat acel cuvânt care a fost prezentat de Andrei Esca timp de câteva luni, cred că și acum se aduce vorbire despre acesta. Deci, trebuie să ne gândim noi ca mediatori și ca, în primul rând, reprezentanți ATR, nu trebuie să vorbim și de negociere, și de facilitare, și de consiliere. Suntem exact asta vrem să prezentăm. Avem o echipă formată din medici, din avocați, din mediatori, din juriști, care vor să ofere clinicilor, spitalelor, poate chiar ministerului, dacă acesta va fi dispusul să primească programul, proiectul nostru, un proiect prin care vrem să formăm o direcție de urmat, medicii sau managerii de spitale să apeleze la mediator sau să apeleze tocmai negocierea despre care se discuta, să vină tot la noi pentru a rezolva exact înainte de ca aceasta să acceadă la media. Este o problemă pe care o avem toți. Medicul este tot timpul pus în situații stângenitoare prin aceste emisiuni mass media. Pacienții sunt și ei puși în situații stângenitoare pentru că așteaptă o hotărâre a instanței timp de ani de zile. După cum știți, tot revenim la același caz, hotărârea definitivă a intervenit cu circa 5 ani de zile sau 6 ani. Așa, deja prejudiciul a fost făcut, deja pacientul nici nu se mai aștepta să mai primească ceva. În primul rând, medicii nu cunosc drepturile pe care le au, pentru că și ei au drepturi, așa cum au și pacienții. Nu cunosc nici drepturile pe care le au pacienții. Noi
noi, ca specialiști ADR, vrem să-i, să-i informăm în managementul conflictului și pe, și pe medici și pe pacienți. Vrem să-i, să-i ducem în, în direcția rezolvării amiabile a conflictelor, pentru că, după cum v-am zis, rezolvarea în instanță nu este benefică nici pentru medic, nici pentru pacient. Deși s-a discutat de acea despăgubire de 300.000 de euro, 400.000 de euro, nu s-a luat în considerare faptul că în cazul unei, unui proces în instanță, cheltuielile probabil au ajuns să apară în același cuantum, din de 5 ani de zile înseamnă deplasări, înseamnă pierdere de timp, înseamnă plata unor onorarii, care nu sunt întotdeauna mici, ba chiar aș putea spune în astfel de cazuri sunt ridicate. Pierderea timpului și de către avocați. Avocații pot rezolva astfel de cazuri în 2-3 ședințe. Am avut de asemenea într-un caz în care a venit și asiguratorul. A fost interesant de participarea la astfel de ședință. Noi, ca echipă, am prezentat medierea în cadrul mai multor conferințe adresate în special medicilor. În momentul acesta, din păcate, nu prea avem medici prezenți în afară de cei de la prezidiu. Am primit reticența managerilor de spitalele publice, care e vorba că nu au interes foarte mare să rezolve astfel de conflicte, dar am avut în același timp interesul medicilor publici, care doresc să evite situațiile specificare care urmează. Am vorbit cu spitalul, cu clinicile private, cu câteva clinici chiar sunt pe care le-a încheiat șeful în parte. Vreau să, prin care trebuie să asigurăm servicii de negociere, de mediere, avem o echipă formată din mai mulți mediatori pe care îi punem la dispoziția acestor clinici, tocmai pentru a ajuta rezolvarea acestor probleme pe care am mai avut. Oferim, pentru că suntem specialiști în domeniul ADR, oferim și servicii în condiții de criză, când probabil sunteți conștienți de faptul că primele 24 de ore în astfel de conflicte sunt cruciale pentru desfășurarea ulterioară a acestui conflict. Vrem să oferim în același timp, pentru că tot în managementul conflictului ne aflăm și cursuri de limbă străină pentru un domeniu medical. Din păcate, o mare majoritate a personalului medical nu cunoaște o limbă străină și, după cum a spus domnul doctor, comunicarea este, lipsa comunicării este principalul motiv al acestui fel de conflicte. Nu trebuie să ne gândim în momentul în care vorbim de conflicte în domeniul medical. Nu trebuie să ne gândim numai la malpraxis medical, trebuie să ne gândim și la conflictele generate de nerespectarea drepturilor pacienților, trebuie să ne referim și la conflicte legate de conflicte dintre medici și administrație, dintre asistente și administrație, dintre care existente într-un spital, conflicte care în același timp pot genera aceste alte conflicte de malpraxis medical, de eroare medicală. Eu aș putea spune chiar că nu putem vorbi de malpraxis medical, pentru că, în general, nu i s-a dat numele de malpraxis medical, sunt
eroare medicală, pentru că maltratul medical este abia tot ce s-a dat o hotărâre în acest sens. Deci, dorim să evităm exact aceste hotărâri prin care se dezvoltă aceste maltratul medical. Medicii, în primul rând, cred că și domnul doctor poate să mă susțină în acest lucru. În marea lor majoritate nu vor veni cu asiguratorul, ci vor încerca să rezolve acest conflict exact între pacient și medic și nu mai au nevoie de o terță sau alte sau contează sau din clinică, din spital, sau de la minister. Îmi doresc, în general, să rezolve locul, deci exact la ei în clinică și după aceea să treacă mai departe, să depășească acest moment și să înceapă să câștige și să-și câștige și banii. Să-și recupereze pagubă. Înțeleg că sunteți foarte mari conferințe, înțeleg că facem acelea, dar mai ales aducem un plus de valoare despre ce vorbim. Întrebarea mea este așa, din punct de vedere al mediatorului, vă rog să ne precizați câte cazuri ați rezolvat acta de malpraxis pe alte conflicte medicale, de ce problemă v-ați întâlnit, vis-a-vis de problema că medicul dorește să rezolve singur cu pacientul până să vină asiguratorul. Există sigur, da, putem să rezolvăm singur, dar tu încerci scuze că ți-am dat piciorul și eu spun, nu dorești bani de la asigurator, să fii sănătos, Doamne ajută. Deci, fără asigurator, nu are cine să plătească. Totuși, nu poate să rezolve un conflict decât într-o problemă minoră. Mulțumesc. În primul rând, aici vreau să vă spun că astfel de conflicte cu pacientul care i s-a tăiat piciorul și orice, dar cum prejudice? Nu am prezent. Sunt foarte puține. Am avut, cred că acum depășesc 20 de cazuri de mediere în domeniul medical. De ce? Pe malpraxis sau pe alte de mediere? V-am mai spus, nu sunt eu cel care poate să hotărască dacă tot malpraxis sau nu. În domeniul medical... Să nu vorbim despre definiție. Concret, aceasta este tema întâlnit, malpraxis. Nu putem să vin mie la medical. Între medic și pacient. Între medic și pacient. Între medic și pacient, da. Deci, câte probleme de malpraxis, altfel, câte probleme de malpraxis, ați întâlnit? Am trecut de 20 de lucrări. Împărtășiți ceva, dacă puteți, în experiența dumneavoastră. De ce v-ați lovit în aceste mediere? În primul rând, m-am lovit de, vă spun, în cazurile care celelalte, nu cele 20, celelalte cazuri în care nu am rezolvat, nu am reușit să ajungem la o înțelegere, vă spun că m-am lovit în câteva spitale de stat de directorii acestor spitale, de managerii acestor spitale, care au zis că nu sunt de acord cu recurgă la medie. Deși a venit și medicul, a venit și jurista spitalului, pentru că aici vorbim de trei părți. Ca în orice dosar, probabil că știți, în momentul... Așa la mandatul, care nu motivația a fost că vor să lase instanța să decide, pur și simplu. Dacă îmi permiteți, am spus o întrebare.
Secula a doua, vă rog frumos, deci cu română până la sfârșit, cu siguranță mai puteți să-i aveți atât de dar am vrea să-i dau cuvântul și domnului